care ori numele meu este Radu și nu l-am găsit la un episod de pe canalul meu. Astăzi v-am filmat un terminit Wurstlinger care arată cam așa. Acesta este tricul. Pentru a ști Wurstlinger trebuie să știți foarte bine Revolver, la care o să fac un tutorial și la Revolver. Deci Revolver, da, trebuie să știți și să încercați schema asta așa, să rotiți pe deget schema de câteva ori așa și trebuie să știți să dați un turn așa mare, așa, ceva în genul ăsta. Așa v-ați da un Ying Spike, adică nu dați Ying Spike, așa, dați un turn mai mare. Și eu îl dau așa și țin de aici de cupă și îl dau așa. Unii îl dau așa, doar că eu nu pot așa, adică țin doar așa și rotez de aici așa. Eu țin așa și ha, se pare mai ușor. Adică, ok, nu pot așa, da? Deci aruncați artă mare și rotiți și trebuie să, pentru a începe, eu zic să aveți una, o tamă colorată, adică să aibă două culori, să difere de la gaură, cum am eu un Chrome Pop. Da? Deci, acum trebuie să fiți foarte atenți. Nu faceți așa. Dacă vă dați în gură. Deci, așa nu. Trebuie să luați o mică pauză de care aruncați. Și după îl dați. Adică nu este ceva greu. Aruncați și îl dați. Și simplu. Cu cât îl dați mai ușor, cât îl învățați mai bine, cu atât o să-l dați mai ușor. Eu așa-l știu să-l fac și cred că și pe voi o să vă ajute. Deci, o să vă mai arăt o dată, sper că mi este de data asta. Da, acesta este. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați, să apăsați pe butonul de like și până la următorul episod să învățați să dați Wurstlinger. Da? Am zis, până la următorul episod, Wurstlinger. Da? Eu am fost Radu și până la următorul episod, dați Wurstlinger.